ideea că tezaurul României nu mai este în Rusia de 96 de ani. Aduc în sprijinul la ceea ce spun faptul că la 2 octombrie 2012 adunarea parlamentară a Consiliului Europei dă un decret prin care interzice României să mai ceară tezaurul de la Rusia. Ceva este în putere, nu în Danemarca, ci în Europa. Și cu certitudine, tezaurul, mai puțin probabil documentele și tipăriturile de epocă, foarte scumpe și alea foarte... Mai puțin 33 de kilograme de aur se pare, așa circulă și pe internet, 33 de kilograme de aur, care în 56 ne le-au dat sub formă de coșca al pui de aur și de câteva piese care ne le-au dat și în 56. Vă rugăm, pentru că ați fost și ministrul de externe și vă dorim să mai fiți, să ne spuneți care este adevărul, că este ținut și de Occident și de Rusia în ceață, până și de noi. Și cu certitudine să știu exact unde este tezaurul, pentru că prin pacea de la București, din 1918, România a cedat toate bunurile Băncii Naționale României, atât cele din țară, cât și cele din afara granițelor țării. Și era aici vorba în special de tezaurul de la Moscova. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Nu v-aș sfătui să citiți foarte mult pe internet pe tema asta. În general, nu încurajez pe prietenii sau pe studenții mei să stea pe internet. Acum și mie un copil. Ajunge nici acolo. Pe internet, internetul selectează informațiile în funcție de popularitatea lor. Niciodată lucrurile serioase nu sunt cele mai populare. Dați, nu știu, dați Alexandru Macedon și o să vedeți că apare, nu știu, probabil Wikipedia apare prima dată. Lucrurile serioase nu sunt primele pe lista aia care apare pe internet. Sunt câteva cărți pe care nu le-a citit nimeni despre tezaurul României. Ultima dintre ele, lansată în 2013, chiar de Banca Națională. Consiliul Europei niciodată n-a dat vreo reglementare prin care se interzică românii să ceară ceva. Deci nici pe departe, să nu cădeți în capcana asta în teoriile astea conspiraționiste. Consiliul Europei nici nu ne poate interzice. La drept vorbind, și vă pot da și detalii în privința perioadei cât eram la minister. La drept vorbind, eu nu sunt convins că rușii au rolul. Dar asta nu e treaba noastră. Ei trebuie să dea înapoi ce au primit. E foarte posibil ca Lenin sau Stalin să fi vândut. Ei au vândut cantități enorme de aur spre Occident în anii 30, când n-aveau bani și erau cam falimentari, sincer să fim. Au vândut cantități enorme de aur. Aur scos în principal din minele lor, cu sclave din gulag. Erau milioane de oameni din gulag în momentul ăla. În regiunea aia din nord-estul Rusiei, celebrele Vorkuta, Magadan, acolo erau inclusiv mine de aur, erau și de uraniu, dar aveau și aur. Și au scos aur pe care l-au vândut contravalută în Occident. N-ar fi imposibil să fi vândut și tezaurul nostru sau alte tezauri pe care au pus mâna. Dar, încă o dată spun, nu, asta e treaba noastră, asta e treaba lor, puteau să facă ce vor cu el. Nu trebuie să ne dea înapoi ce apare acolo scris. Nu sunt foarte optimist. Din ce punct de vedere? Nu că n-ar fi un complot al Occidentului. Nici pe departe de așa ceva și doriți-vă să dăinui Occidentul ăsta care e acum, că ar putea fi mult mai rău. Nu sunt convins din simplu motiv că în istorie, fără să vorbesc cu păcat, că sigur e un popor pe care îl simpatizăm cu toții și știm cât de important a fost în cultura omenirii, dar rușii pe ce pun mâna nu prea dau înapoi. Actele au o valoare relativă. Cine Dumnezeu ne-a fi pus să-L trimitem acolo, asta ar putea fi un subiect de discuție. Că puteam să-L trimitem, nu știu, la Paris, să nu-L fi oprit în Rusia. Dar asta a fost.
Asta a fost. Da. S-a întâmplat. Cine știa că o să cadă țarul? Cine s-ar fi așteptat în 1916 că o să cadă țarul? Nu pot să-i acuz pe guvernanții de la București sau pe cei de la Banca Națională că n-au avut viziunea asta, că nimeni nu vede în viitor. Nimeni nu s-ar fi așteptat. Primul transport a plecat în decembrie 1916, al doilea, cred că prin iunie sau iulie 17. Astea transporturile masive, vorbind de, cred că în jur de 40 de vagoane. Am scris de altfel într-o carte de-a mea, nu? Ce spuneți? Mă rog. Asta se pot găsi. Deci, nimeni nu putea ști în momentul ăla că va cădea țara Rusiei. Nu am mai speranțe din cauza că e greu să stabilești relații diplomatice în momentul în care relațiile politice sunt modeste sau relații economice. N-ai cum să ai relații mari în relații economice cu Rusia dacă n-ai relații politice. Pentru ca să ai relații politice, depinde cu cine ai. Că una e să fie un stat care, eu știu, să semene cât de cât modelul european, dar adevărul trist e că în momentul de față Rusia nu prea seamănă modelul european. Și face orice să-și arate mai curând diferența față de modelul european sau față de valorile. Și se comportă, ca să fiu foarte deschis, mai curând într-o manieră de secolul XIX sau început de secolul XX. Ceea ce face acum domnul Putin nu arată secolul XXI. Ci o manieră pe care dânsul o cunosc poate mult mai bine, a exersat-o foarte mult. Ce vă spuneam eu cu poveștile dinainte, sunt într-un fel sau altul comparabile. Era ministru și mă sună, pot să vă și spun, chiar dacă mă filmează domnul acolo, mă sună un fost vice-prim-ministru al României, pe numele lui Giorgio Voica Voiculescu. Ce, domnule ministru, când puteți avea întâlnire? Eu sigur l-am tratat în virtutea poziției pe care o ocupați în statul român. Zic, da, domnule Voiculescu, zic, nu știu, poi mâine. Și aici, cu toată simpatia față de dânsul, dar a făcut un lucru care nu prea se face. N-a venit singur, a venit cu soții de cineva. Deci, repet, era de datoria mea să nu să înțeleagă cumva că am făcut un favor, era de datoria mea să mă întâlnesc cu un fost vice-prim-ministru al țării căreia eu eram ministru. Vine cu un individ foarte fipt, care intră în birou, se prezintă, numele meu este Anca, și aruncă pe biroul meu două monede de aur. Și uitați, astea sunt din tezaurul pe care statul român nu vrea să le ia înapoi. Dacă tot umblați pe internet, căutați numele lui Eugen Anca. Da, și o să vedeți foarte mulți oameni pe care eu cred că i-a păcălit, spunându-le că el este reprezentantul rușilor să negocieze, că noi de ce nu vrem să negociem și așa mai departe. Deci sunt tot felul de capcane în povestea asta. Din partea statului rus, Rusia, Federația Rusă de astăzi, n-a venit niciun fel de invitație la o negociere, să vedem unde e, cum e, unde fi, n-o mai fi. E o comisie de istorici, altfel foarte onorabilă și din partea lor și din partea noastră. Dar vedeți, știți cum e. Și comisiile astea, întâlnirile lor depind de climatul politic de ansamblu. Ori, cum relațiile, să spunem, n-au fost numai între noi și Rusia, din păcate între Rusia și toată lumea occidentală. De când în 2000 domnul Putin a venit la conducerea Rusiei, eu aș spune că dânsul mai curând a depărtat Rusia de Europa decât s-o apropie. Da, poate că mă încerc. Dar asta e ceea ce se vede așa la, eu știu, la o privire grăbită. Nu sunt foarte optimist în privința tezaurilor. Dar vă rog să mă credeți, vă spun cu toată onestitatea, nu există niciun fel de decret al Consiliului Europei care să ne împiedice nouă să cerem. Nu, asta nu e nicio problemă. Putem să cerem, dar asta facem, nu de zi. Dar, pe de altă parte, nu fiți atât de, spunându-vă sincer ce cred, nu vreau să credeți că lucrurile astea se vor abandona. Datoria noastră este să ținem tăciunele în spuză. Asta e. Că, uite, în curând se vor face 100 de ani, dar poate să mai treacă 20, 30, Dumnezeu știe cât. Speranța noastră e ca într-o zi Rusia să fie un stat care să ne semene
să nu se mai considere într-o adversitate cu Occidentul, să nu se mai considere altfel, să depășească trauma asta pe care o simt. E un popor care nu se împacă cu locul lui pe hartă. Uitați-vă pe hartă și o să vedeți că Rusia atârnă spre Asia. Continental, suprafața cea mai mare a Rusiei este asiatică. Asta explică de ce ei vor vrea mereu să controleze Ucraina. Ucraina e calea lor spre Europa. Ucraina este cultural, istoric, o consideră parte din Rusia veche, nu Rusia chieveană. Nu sunt pregătiți deloc să accepte independența Ucrainei. Nu sunt pregătiți mental, în primul rând, să accepte independența Ucrainei. Și de aici toate nebunile de acum. Să sperăm că într-un viitor, nu foarte îndepărtat, își vor da seama că avem cu toții loc în slavă Domnului, că au teritoriul cât n-are nimeni, și se vor împăca cu locul pe hartă, se vor împăca cu faptul că poate vecinii gândesc altcumva sau se conduc altcumva sau mai știu ce fac, și acest instinct imperial se va mai toci. Pentru că altfel, repede, una dintre țările cu oameni cei mai valoroși, cei mai inventivi, cei mai creativi, sufletul lor, sensibilitatea lor slabă, e bine cunoscută. Dar uite că... Da, uite.